să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semne adun? Atenție, motor! Așa sună indicația regizorului Cătălin Saizescu pentru noua producție cinematografică Visul. Iar unul din rolurile principale îl are nimeni altul decât nonconformistul și neobositul Serghei Mizil. Subiectul central al filmului este lumea subterană și dură a deținuților. Un alt rol principal îl deține actorul Nicodim Ungureanu, alături de care Serghei Mizil a mai jucat în filmul Marilena și în scurtmetrajul Lela. E un film artistic în regia lui Cătălin Saizescu și eu cu prietenul meu Mizil sunt al treilea film și ne-am propus să ne oprim la 10. Dacă nu ne prinde, dacă nu ne toarnă, ne oprim la 10. E un film foarte bun joc. Mă bucur că sunt cu Serghei aici, am jucat cu el și în alte regii. Spuneți-mi, la ce oră începe filmările? E secret de stat, la 6:30. La 6:30 suntem la 7. Mai greu a fost la Pârnaie, la Rahova, acolo trebuia să intrăm, nu aveam telefon, intrăm toți o dată, uite, toți colegii noștri de Pârnaie iau un cadru, uite, toți 15 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. A fost o experiență, bă, orice film este o experiență și o provocare, dar acolo să lucrezi, să stai la Rahova, pentru mine cel puțin, am avut alte stări, alte trăiri și încă o dată mi s-a adeverit că am filmat și la Jilava și la Doftana. Pietrele au memorie, iar acolo, cum să spun eu, gândurile, am trăit pentru câteva minute cum că sunt acolo. Deci o lume foarte dură. O altă lume. Colegul meu, pedeapsă. Horațule, dacă ai cădea cu mine la Pârnaie, ce crezi că ai fi? Asta chiar că e o întrebare dură, domnul. De ce râde? Tu la ce te gândi? Da, apropo, câți deținuți sunt de în celulă? Mulți. 8. Care o poți mai mulți? Mai mulți. Câți? Nu știu, 10, 12. Și pentru câți ani aveți de executat pedeapsa în acest film? Eu sunt pe viață. A, viețași? Viețași. Și noi asta, domnul Serghei? Tot pe viață. A, deci numai viețași. Da, eu mă uit la colegul de celulă și nu vine să cred ce tatuaje sunt. E aproape la al doilea film. Tânărul pe care îl vedeți, poți să juri că e Michael Scofield din celebrul serial Prison Break, dar ne vom mai întâlni cu el imediat. Dar până atunci, să-i cunoaștem pe câțiva dintre băieții din celulă. Tatuajele de pe față sunt reale sau e un desen? Ultima dată când am verificat, da, erau reale, despre bune. Ce? Da. N-ai pus întrebarea bine, așa e el. Da, am înțeles. Vopsit. Da, bă, că e o atmosferă foarte relaxată aici. Sunt reale. De ce l-a ales? Ieri, uite, uite de ce. Tensionată, mai ca tenică acolo. Hai, Raimond, ia uite. Zici că e ca la modă. Da, și domnul cu foarte musculos. De-abia stă în tricou. Spune-m și ție niște țâțe aici. Nu sunt Loredana Chivu. Lume destul de dură la pușcărie. Da. Nu asta cât aveți de executat? Mai puțin decât ei, că sunt doar pentru lovituri cauzatoare de moarte. Am înțeles. Da. Și dumneavoastră pentru ce? Proxenete și trafic droguri. De mare risc. De mare risc. Și când în viața de zi cu zi, când apăreți așa pe stradă, în magazine, la mall? Traversează pe cealaltă parte. Da, practicați ceva sporturi de contact sau de... Manipulare, în general. Da, dumneavoastră? Noi urmărim să nu fim urmăriți. Da. Simplu. Furt. Ăsta a făcut trafic cu pătrunjel și cu salată verde. În aceeași piață. Da. Am avut și ghinion. Am ochiul roșine. Mare ghinion. Ne-a turnat. Putem să spunem și cine? Știm? Ba da, spunem. Zi-mă. Acum. Zi-mă. Nu. Hai, spuneți acum că... Nu pot, nu pot. Orașul, chiar nu pot. Vezi că și figurația este foarte bună? Foarte bună, a intrat în rol imediat. Asta e ca o probă. Ai văzut, au intrat imediat în rol. Câți ani ai, câte au văzut, ce fac eu, ce fac el și imediat sunt prezenți. Bravo. Apropo, câți actori sunt în această distribuție? Mulți. Sunt actori.
Spune-mă pe toți care mult, joacă, mulți, pe care, mulți, actori mari, nu? De ce să... Ștefan Lupu ăsta e un actor foarte bun, Drâmbăreanu, mă rog, toți sunt foarte buni, că eu nu pot să vorbesc de actori decât de bine. Și tot, Piersic Junior, Magda Catone, Catone, cine mai sunt? Prietenul nostru comun, Spahiu, și un mare actor, că nu-mi vine acum în cap, are un nume așa, Serghei Mizir. Am jucat între băieții aici, a fost foarte frumos, de ca mustru. Și acum, un mesaj din partea lui Nicodim Ungurean. Pupă pe Paula Chirilă. Apropo, mi se pare că joacă și ea în film. Cred că da, nu? Nu știu. Și Magda Catone ce rol are? Rolul ei, de nașe. Pa! Spuneam despre Serghei Mizil că este un tip neobosit. Aici mă omor în rezervă, mă scol la 6 fiecare zi, 5:30, 6. Și 12 ore de, pe platou de filmare? E, nene, arta cere sacrificii, curațiule, lasă-ne în pace. Și asta ce rol aveți? Așa, printre picături, cât puteți să dezvoluiți. Șef de pârnaie, ce pot să fiu, dar nu cred să mă dea profesor, doctor universitar. Infractor. Mi-a spus că trebuia să vină și prietul noastră, Migdale. Nu s-a scurat să vină la prost de om. Cristian Moraru este unul dintre deținuții din filmul Visul și are o filosofie interesantă despre existență. Spuneți-mi, vă rog, cam câți ani ați realizat toate aceste tatuaje? Destul de mult, 16-17 ani, cu pauze, desigur. Da, și ce reprezintă? Filozofii proprii, povești, întâmplări. Și aici scrie când... Nu mai pasă ce cred alții despre tine, ai devenit cu adevărat liber, un om liber. Și așa e și stilul noastră de viață? Și filozofia de viață? Acolo vreau să ajung. Încă nu sunt în totalitate, dar sunt pe drumul cel bun. Și antisocial, ce scrie, de ce? Pur și simplu, felul în care văd eu societatea sau felul în care poate nu o văd. Nu știu, nu mă identific cu valorile sociale și cu normele sociale actuale. Și cu ce valori vă identificați? Propriile valori bazate pe trăiri sau dezvoltate din trăiri și experiențe. Astăzi e un fel de lup singuratic? Uneori. Uneori. Și alteori? Depinde de circunstanțe. Căsătorit? Nu. Și nici nu... Ce să aici cu familia, cu băieții? Nu știe nimeni dacă Visul va fi un blockbuster, dar eforturile pentru a obține finanțarea au fost considerabile. Domnule Stăzescu, puteți să spuneți, vă rog, când au început aceste filmări, cu care este proiectul acestui film, când s-a născut ideea? E un scenariu al unui amic de-al meu, Gabriel Gheorghe, și se inspiră din realitate, pentru că povestea în mare e a unui actor de provincie trimis la penitenciarul local să facă un atelier de teatru cu deținuții. Și vine din experiența lui de viață, mi s-a părut interesant subiectul, drept pentru care am intrat în el destul de repede, să zic așa, și am reușit să obținem finanțare prin concursul de la Centrul Național de Cinematografie încă de 2 ani. De zile, am impresia aproape 2 ani de zile, timp în care a venit și pandemia asta nenorocită și am încercat să amânăm în speranța în care va trece, dar acum ne-am conformat ideii că ne vom obișnui cu ea și atunci mergem mai departe cu ea și atacăm filmul. Astfel că am început filmările pe 22 noiembrie. Și am debutat în prima parte cu penitenciarul. Am avut filmări în penitenciarul Rahova cu sprijinul administrației penitenciarului din România, unde chiar am avut o susținere extraordinară. Aici ce vedeți voi sunt celulele pe care le-am recreat tocmai din cauza faptului că e greu să filmezi în penitenciar. Noi am avut aproape o săptămână și ceva de filmări acolo. Zeci de ore de filmări, sute de duble, toate însumează un efort uriaș. Ați repetat mult la acest rol? Fii normal că se repetăm, ce ești nebun. Cam cât timp ați repetat? Adică să facem o secvență, durează 6-7 ore. Da, și repetiția, dacă suntem mulți, ne ia pe aceeași frază din toate unghiurile. Așa ați repetat și acasă? Și acasă, da, repet în baie.
Nu serios vorbesc. Da, mă, și acasă ești prost. Și nu ne puteți spune. Am repetat și tot n-am știut. Ați avut conflicte și cu mascații, cu gardienii? Film am conflicte cu toată lumea, dacă sunt, am 6 crime la activ și sunt viețași. Iată și un paragraf scurt din scenariul filmului, dar și câteva replici date de actorul Gabriel Spahiu. Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Domnul Mizil, dumneavoastră ca șef de celulă, unde stați în pat? Da. De profil se vede, gata. Vă salut. Este domnul Ciocârlan, nu? Domnul Ciocârlan, da. Doamne, citesc aici din scenariu, Ciocârlan ridică saltea patului și începe să înșurubeze cuiul. Exact. Cum ați reușit? Cu grijă, cu asta, cu șurubelniță, cu ăla, mă, cu pistolul de asta, știi că ăla. Câți ani de detenție aveți de executat? În film, bineînțeles. În film, nu știu, n-am studiat personajul. Nu știu, dacă mai îmi bag multe cuie în cap, mai am puțin. Da, și aici vă puțin mai departe. Ciocârlan clatină patul, cu el pare bine înșurubat. Pare numai, o să-l scot până la urmă. Da, ci că îl scoate, îl șterge de pe haină, apoi îl înșurubează cu greu, cu mâna goală. Exact. Deci eu cred că aveți... Am o mână puternică. De înșurubat. Ați făcut... Mă pricep la înșurubat. Ați făcut ceva rău de ați ajuns? Oi fi făcut, nu știu. Nu mi-am creat încă biografia personajului. Cel mai probabil, filmul va apărea în cinematografe în primăvara viitoare. Dar până atunci să vedem care este numele personajului interpretat de Serghei Mizil. Domnul Serghei, o lume atipică aici. Aveți rol în film, aveți... Fane Mărezbă numiți. Da. Ce să vă zic? Dacă nu știi, nu zici. Păi, și chiar îi coordonați pe toți? Păi dacă sunt șeful Părnăiei, băi, ești prost. Păi și puteți să-i țineți pe toți așa în frâu? Păi da. Păi le e frică de mine. Dacă am 6 crime la activ și pe viață. Și dați și cu pumnul? Cu pumnul, cu țitul, cu tot ce merge. Fritovare și mașină și cu bani și porbagaj. Ne remarci repede în peisaj.